Polițiștii de frontieră au descoperit vineri un autoturism furat din România, chiar într-o parcare din județul Botoșani. Este vorba despre un autovehicul Infiniti fabricat în 2004 și înmatriculat în România. Acțiunea întreprinsă de polițiștii de frontieră împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Botoșani a avut ca scop combaterea traficului internațional cu autovehicule furate. În urma acesteia, în cursul zilei de vineri, într-o parcare a municipiului Botoșani a fost identificat un autovehicul suspect. După cercetările efectuate de către polițiști, s-a stabilit că autovehiculul era într-adevăr furat. Posesorul acestuia a negat furtul, spunând că îl achiziționase de la un alt bărbat din Galați. În schimbul mașinii, el a dat un alt autoturism și 900 de euro. Tot proprietarul a declarat că nu știa că autovehiculul ar fi fost declarat furat. În evidențele poliției, autovehiculul figura ca declarat furat încă din august anul acesta. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de tăinuire. În ceea ce privește autoturismul, acesta valorează 66.600 de lei și a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră recomandă atât deținătorilor de autoturisme, cât și celor care doresc să achiziționeze unul, să fie atenți de la cine îl cumpără.